DNA va organiza în octombrie interviuri pentru ocuparea 56 de posturi de procurori, dintre care 28 la structura centrală, iar magistrații interesați pot să-și depună CV-ul și 3-5 lucrări reprezentative în activitatea anterioară la sediul instituției până pe 25 septembrie. Conform anunțului postat pe site-ul Direcției Naționale Anticorupție, 28 dintre posturile pentru care se va organiza interviu sunt în cadrul structurii centrale, iar 7 dintre acestea sunt la secția judiciară penală. Restul posturilor sunt la serviciile teritoriale Alba Iulia, 3 posturi, Bacău, 2 posturi, Brașov, 2 posturi, Cluj, biroul teritorial Baia Mare, 1 post, Constanța, 4 posturi, Craiova, 1 post, Galați, 3 posturi, Iași, 2 posturi, Oradea, 3 posturi, Pitești, 5 posturi, Ploiești, 2 posturi, Suceava, 3 posturi, Târgu Mureș, 2 posturi și Timișoara, tot 2 posturi. Interviul pentru cele 7 posturi de procuror la structura centrală, secția judiciară penală, va avea loc pe 6 octombrie, iar pentru restul posturilor pe 1 octombrie. Magistrații interesați trebuie să depună la sediul instituției până pe 25 septembrie o cerere, un CV care să includă traseul profesional și un număr de 3-5 lucrări reprezentative din activitatea anterioară.